Legile fizicii sunt ciudate și sunt o mulțime de lucruri pe care încă nu le cunoaștem despre cum funcționează universul. Cel mai misterios lucru dintre toate este că forțe complet necunoscute nouă ne guvernează realitatea trăită, forțe atât de neînțelese încât nici măcar nu știm ce sunt, să nu mai vorbim de ce pot fi capabile să exercite. Astăzi vom discuta despre ce s-ar întâmpla dacă am putea utiliza energia întunecată. Materia și energia cu care putem interacționa reprezintă doar 5% din total. Acest proces include fiecare stea, fiecare planetă, nor solar și orice gaură neagră din universul pe care îl putem observa. Cealaltă parte de 95% nu este doar un spațiu cosmic gol, dar pare a fi asta, este de fapt ceva bizar în acest loc pe care instrumentele noastre nu îl pot detecta, și anume materia întunecată și energia întunecată. Materia întunecată reprezintă 27% din totalul universului, mult mai mult decât materia obișnuită, iar energia întunecată reprezintă o cantitate enormă de 68% din tot ce se află în spațiul cosmic. Știm că materia întunecată există datorită efectului gravitațional provocat de aceasta. Fără această forță, galaxiile nu s-ar putea roti atât de repede. Probabil că galaxiile nici nu s-ar putea forma și nici măcar nu ar putea să-și păstreze toate corpurile cosmice la un loc. Materia întunecată este neînțeleasă și nu a fost niciodată detectată de vreun instrument cunoscut de om, dar reprezintă cea mai bună cale de a explica accelerația expansiunii universului. Se crede că energia întunecată este distribuită uniform în tot universul și pătrunde în toate colțurile sale. Energia întunecată este o idee relativ nouă, aceasta are un precursor în teoria constantei cosmologice a lui Einstein, propusă în 1917. Termenul energie întunecată a fost folosit prima dată de cosmologul Michael Turner în 1998. În acel an, oamenii de știință au realizat că Universul nu are o expansiune la cotele pe care ei le-au prezis. Cunoaștem că Universul se extinde de când astronomul Edwin Hubble a descoperit că o galaxie, cu cât este mai îndepărtată, cu atât mai mult se deplasează mai rapid față de noi. Înainte de 1990 se credea că expansiunea universului a încetinit. Se credea că expansiunea este un lucru rămas în urma Big Bang-ului care a avut loc acum aproximativ 13,7 miliarde de ani. Totuși, încercările de a măsura decelerarea expansiunii universului folosind stele supernove a descoperit tocmai contrariul. Expansiunea universului avea o viteză în continuă creștere. Oamenii de știință au realizat că trebuie să existe ceva care să contracareze gravitația și să alimenteze expansiunea, acel ceva fiind energia întunecată. Energia întunecată poate reprezenta o grămadă de lucruri, ceva care este într-adevăr o constantă cosmologică din ideea lui Einstein, o proprietate a spațiului în sine. Alți cercetători afirmă cu insistență că această energie reprezintă a cincea forță fundamentală a Universului sau quintesența lui. Poate fi un fel de lichid care este același lucru cu materia întunecată și umple în mod natural spațiul gol al cosmosului. Tot ce știm cu siguranță este că provoacă expansiunea universului. Viteza cu care se dilată universul ne arată că această energie reprezintă 68% din totalul spațiului cosmic. În funcție de cantitatea de energie întunecată care se află în univers, acesta s-ar putea extinde la nesfârșit. Cu cât mai mult se dilată universul, cu atât mai multă energie întunecată se află în el, energie care provoacă expansiunea sa, rezultând în marea ruptură care va separa materia obișnuită în mici fragmente. Mai este foarte mult timp până se va întâmpla asta. Acest lucru înseamnă că avem destul de mult timp ca specie existentă să putem dezvolta o tehnologie care poate detecta și interacționa cu energia întunecată, dacă acest lucru este posibil indiferent de ceea ce reprezintă materia întunecată, trebuie să fie foarte puternică pentru a provoca accelerarea expansiunii universului. Iar dacă ar exista o posibilitate de a valorifica această formă de energie, ar schimba foarte multe lucruri. Dacă ne-am putea da seama cum ar putea fi folosită energia întunecată, ar fi cu ușurință cea mai măreață descoperire făcută vreodată în istoria omului. Aceasta ar putea deveni principala sursă de energie a omenirii este atât de abundentă încât ar putea fi infinită și ar putea exista oriunde în spațiu. Am putea crea o mașinărie pentru a putea mina și extrage această energie direct din spațiu. Energia întunecată ar face călătoriile spațiale lungi foarte ușoare, ar ajuta și la colonizarea unor planete din moment ce navele spațiale ar putea extrage combustibil direct din spațiul cosmic. Fără a avea nevoie să folosească combustibil limitat, navele spațiale ar fi mult mai ușoare, mai rapide și capabile să călătorească distanțe vaste, fără nicio oprire. Lipsa necesității de combustibil ar face colonizarea altor planete mult mai independentă și ne-ar permite construirea unor colonii peste tot. Am putea pluti între galaxii sau în afara sistemelor stelare. Sunt totuși câteva probleme cu aceste idei. Unii cred că mineritul spațial pentru resurse este imoral. Unii oameni deja susțin că minatul altor planete sau sateliți naturali din spațiu este greșit din punct de vedere moral și lipsit de sustenabilitate. Aceeași gândire este folosită și în extragerea energiei întunecate din univers. Va depinde foarte mult de modul în care universul nostru va lua sfârșit, fie prin Marea Ruptură sau în modul opus prin Marea Implozie. Toate acestea depind de cantitatea de energie întunecată pe care o are Universul. Pe de o parte, dacă Universul se va sfârși printr-o mare implozie, minatul energiei întunecate ar putea grăbi sfârșitul său. Pe de altă parte, dacă ne îndreptăm spre o mare ruptură a Universului, mineritul energiei întunecate pentru valoarea sa ar putea prelungi viața Universului nostru. Dacă am putea utiliza și manipula energia întunecată la o scară mare, am putea încetini expansiunea universului destul de mult pentru a preveni marea ruptură. Ar putea fi imposibil pentru oameni să extragă destul de multă energie întunecată pentru a preveni acest eveniment, dar putem spera. Expansiunea spațiului ar aduce și alte probleme legate de călătoriile interstelare. În 100 de miliarde de ani, universul s-ar extinde atât de mult încât nu am putea fi capabili să observăm alte galaxii din Calea Lactee, mai ales să călătorim până la ele. Cu toate acestea, utilizarea energiei întunecate ar putea grăbi marea implozie dacă o abuzăm. Poate că unii oameni nu s-ar descurca cu această formă de energie, dar o civilizație mai avansată pe undeva prin univers ar putea fi destul de competentă pentru a valorifica energia întunecată. Ei nu numai că ar avea o sursă energetică nelimitată și eternă, ar avea puterea de a salva sau sfârși existența universului la vârful degetului mic, asta dacă au degete. În concluzie, aceste lucruri s-ar întâmpla dacă energia întunecată ar putea fi folosită. Voi ce credeți? Am ratat vreo informație? Lăsați-vă răspunsurile în rubrica publica pentru comentarii și nu uita să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o deja. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!